La Bacău a avut loc întâlnirea primarilor de municipii din regiunea de nord-est, respectiv a edililor de la Bacău, Moinești, Onești, Botoșani, Dorohoi, Iași, Pașcani, Piatra Neamț și Roman. La această întâlnire s-a luat decizia înființării Centrului Regional al Asociației Municipiilor cu sediul la Bacău. Am fost la o întâlnire la Bacău, unde s-au întâlnit toți primarii de municipii din Moldova și era o discuție și un eveniment legat de împărțirea, dacă vreți, între ghilimele, a zonelor de influență, a lobby-ului pe care putem crea și a creierii unui proiect de regiune pentru Moldova și chiar am militat foarte mult acolo, a fost o întâlnire de mai bine de 2 ore. Centrul Asociațiilor Municipiilor din România s-a înființat ca o structură asociativă care va susține implementarea unor macroproiecte de dezvoltare a municipiilor din regiunea de Nord-Est. Am organizat cu această ocazie și acest Centru Asociației Municipiilor din România, o filială a acestui structuri asociative pe Moldova la Bacău, unde trebuie să ne susținem și noi proiectele. Nu am făcut nimeni până acum acest lucru și ne-am propus primarii de municipii din Moldova, indiferent de culoare politică, să ne susținem anumite macroproiecte pentru Moldova. Participanții la reuniunea de la Bacău au discutat despre necesitatea finanțării unei autostrăzi care să lege Moldova de restul regiunilor din România. Centrul va avea sediul în primăria municipiului Bacău și va avea un birou cu 2 angajați plătiți din cotizațiile membrilor Asociației Municipiilor din România. Primarul Bacăului, Cosmin Necula, a fost ales în funcția de vicepreședinte în comitetul director al Asociației Municipiilor din România și președinte al Centrului Regional.